suntem la centrul de refugiați al surorilor din Congregația Maicii Domnului. Suntem studenții de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Cluj, secția pastorală, care este de fapt și seminarul eparhiei de Cluj-Gherla. Am venit din voința seminariștilor și la recomandarea episcopului nostru, Preasfințeasa Claudiu, să ajutăm surorile din această comunitate. Suntem aici de duminică de la prânz și pe fiecare zi ce trece ne îmbogățim tot mai mult cu experiența unor oameni care trec drama războiului. Este un efort foarte mare, suntem obosiți, dar în același timp ne încărcăm bateriile, ca să spun așa, din faptul că ajutăm niște oameni în suferință, încercând să-L recunoaștem pe Hristos prezent în mijlocul nostru prin cei care au nevoie de ajutor. Foarte multă disponibilitate din partea oamenilor zonei, multă generozitate, multe ajutoare pe care le putem da cu dărnicie, să le distribuim cu dărnicie prin mijlocirea surorilor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această experiență. Ne pare rău că ceea ce a generat-o, care război, și sperăm să aducă numai pace în sufletele noastre. Cum să-mi spui câteva cuvinte de experiența voastră trăită aici, în mijlocul refugiaților? Ne bucurăm că putem să fim alături de surorile Congregației Maicii Domnului, care arată o disponibilitate față de cei care vin în aceste zile din Ucraina. Și pentru noi, ca și seminariști, noi considerăm că este o oportunitate pe care putem să o fructificăm într-o anumită măsură în misiunea la care am fost chemați. Ce faceți voi în mod concret? În mod concret, seminarul încearcă să înlocuiască pe cât posibil munca pe care până acum au depus-o surorile. Mulți dintre noi suntem aici pentru partea de administrație, partea de masă, partea de cazare, pregătirea camerelor și pe lângă munca fizică, considerăm și știm că este o responsabilitate pentru a încerca să facem pe cât posibil ca acești oameni să se simtă bine, să se simtă acasă. Noi primim noaptea, marea majoritate a oamenilor acestor refugiați, și atunci un pic, parte de zi administrăm, pregătim. Ok, cât ai dormit azi noapte? Azi noapte cred că a fost cea mai grea noapte. Începând de la ora 11 au început să vină, poate chiar mai repede, și la ora 1:30 am primit un transport de refugiați, în jur de 70 de copii cu părinți. După ce le-am pregătit masa, i-am cazat undeva în jurul orei 5, după ce am mai venit încă câteva grupuri de câte 2-3 persoane, am dormit de la 5 până la 6:30. Ieri, pentru că a fost anunțat că o să vină un număr mare de copii și de persoane adulte, pe lângă paturile care sunt deja în cadrul mănăstirii, am mai pus saltele, am primit de la primărie saltele suplimentare, le-am îmbrăcat. Știi câți sunt în momentul de față, câți refugiați sunt? În momentul de față aici sunt în jur de 95-100 de refugiați. Ce aveți nevoie? Cu ce vă poate ajuta lumea, cei care vor să doneze pentru acțiunea pe care o faceți aici la Sighetul Marmației, în mănăstirea dumneavoastră, primind acești refugiați, acești oameni care fug din fața războiului? Ce să vă spun, lumea a fost foarte generoasă încă de la început. S-au adus alimente, s-au adus produse de igienă, scutece pentru copii, mâncare pentru copii,
Deci, practic, partea asta, să zicem, este asigurată pe o perioadă destul de lungă. Ceea ce ne preocupă pe noi și este un lucru care nu știu de unde, de asigur, în primul rând, Providența are grijă, vor fi facturile care le avem de plătit. Fiind copii mici, nu putem să facem economie la căldură, pe urmă, la același lucru, la apă. Vin obosiți, murdari, primul lucru care își doresc este să aibă o cameră caldă și un pat curat și să facă duș. Deci, vă spun sincer, mai mult decât mâncarea, pe urmă, coboară să mănânce la masă. Deci, preocuparea noastră sunt, acum, momentan, aceasta este plata facturilor la utilități.